variantă de BAC 2020 M1, paralela 45 de grade. Această variantă se referă în exclusivitate celor care fac mate INCO și, bineînțeles, cei care se pregătesc pentru admitere la universitățile tehnice, care sunt necesare, aceste exerciții sunt necesare pentru a intra la Politehnică. Așadar, începem cu subiectul 1 roman, punctul 1. Calculați suma primilor 3 termeni ai progresiei geometrice, BN, unde N să fie mai mare sau egal decât 1, știind că B1 este egal cu 2 și B4 este egal cu 54. În contextul celor enunțate, amintesc că suma de 3 este egal cu B1 plus B2 plus B3. Și rația progresiei geometrice este de forma B2 supra B1. Și formula termenului general este Bn este egal cu B1 ori Q la puterea N minus 1. Având aceste formule, putem să și trecem la soluționare. Îl cunoaștem pe B1 care este 2, nu-l cunoaștem pe B2 și respectiv pe B3. Aflând cele 3, putem afla și suma primilor 3 termeni ai progresii geometrice. Ceea ce cunoaștem este că B4 este egal cu B1 ori Q la puterea 4 minus 1, da? Care este egal cu, deci echivalent, B4 este egal cu B1 ori Q la puterea a treia. Rezultă că 54 este egal cu 2 ori Q la puterea a treia. Împărțim la 2, așadar Q la puterea 3 este egal cu 54 supra 2, deci rezultă că Q la 3 este egal cu 27, iar 27 se poate scrie ca fiind 3 la a 3. Deci Q la puterea a 3 este egal cu 3 la puterea a 3, deci în consecință Q este egal cu 3. Dacă cunoaștem pe Q, pe B1 îl cunoaștem, atunci putem să aflăm pe B1, îl știm pe B2 și respectiv pe B3. Adică vine B1 ori Q la puterea a 2, adică vine 2 ori 3, care este egal cu 6. B3, adică vine B1 ori Q la puterea 3 minus 1 este 2, adică vine 2 ori 3 la a doua, adică 2 ori 9, care este egal cu 18. Și acum SD3 este egal cu B1 plus B2 plus B3 și, bineînțeles, este egal cu 2 plus 6 plus 18 și, bineînțeles, este egal cu 26. Se consideră funcția f definită în R cu valori în R dată de legea f de x este egal cu x pătrat minus 4x plus 1, nu se cere să se calculeze f compus cu f de 1. Prescriem funcția f definită în R cu valori în R dată de legea f de x este egal cu x pătrat minus 4x plus 1. F compus cu F de 1 este egal cu F de F de 1. Adică este egal cu, hai să facem un pic pe F de 1, este egal cu 1 la a doua minus 4 ori 1 plus 1. Adică 1 plus 4, minus 4 plus 1 este egal cu minus 3 plus 1, care este egal cu minus 2. Deci rezultă că f de minus 2 este egal mai departe cu minus 2
totul la puterea a doua, minus 4 ori minus 2, plus 1, este egal cu 4 plus 8, plus 1, este egal cu 13, și acesta este rezultatul la punctul 2. Mergem mai departe. 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 la puterea 2x plus 1 minus 3 ori 2 la puterea x plus 1 egal cu 0. Deci vom scrie și o formulă consacrată acestui gen de exercițiu, și anume a la puterea x ori a la puterea y este egal cu a la puterea x plus y. Și rescriem ecuația noastră 2 la puterea 2x plus 1 minus 3 ori 2 la puterea x plus 1 este egal cu 0. Vom face o substituție, adică o înlocuire, și anume că 2 la puterea x să fie un t. Așadar, voi rescrie ecuația într-o altă formă, și anume 2 la puterea 2x ori 2 la 1 minus 3 ori 2 la puterea x plus 1 este egal cu 0. Prin urmare, această substituție va fi de forma 2t pătrat minus 3t plus 1 este egal cu 0. Aducem aminte că delta este egal cu b pătrat minus 4 ori a ori t, și faptul că la noi necunoscuta este t, t1, 2, este egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2 ori a. La noi a este 2, b este egal cu minus 3 și c este egal cu 1. Așadar, delta este egal cu minus 3, totul la puterea a doua, minus 4 ori 1 ori 2, adică este egal cu 9 minus 8, care este egal cu 1. De aici se desprinde următoarea relație, T1, 2 este egal cu linii de fracție 3 plus minus radical din 1 este 1 supra 2 ori 2, adică 3 plus minus 1 supra 4. De aici T1 este egal cu 3 minus 1 supra 4 este egal cu 2 supra 4, prin simplificare vom avea, aici rămânem cu 1, aici rămânem cu 2, deci vom avea 1 supra 2, care bineînțeles se mai poate scrie ca fiind cu 2 la minus 1. T2 este egal cu 1 de fracție, 3 plus 1 supra 4 este egal cu 4 supra 4, care este egal cu 1. Faptul că am făcut această substituție va trebui practic să și facem înlocuirea. Și vom scrie pentru t este egal cu 2 la minus 1, adică, deci rezultă că 2 la puterea x este egal cu 2 la minus 1, deci rezultă că nu există soluție pentru acest caz. Apoi, pentru t egal cu 2 la puterea x egal cu t2 este egal cu 1. Deci rezultă sau echivalent cu 2 la puterea x este egal cu 2 la puterea 0, deci rezultă că x este egal cu 0 și, bineînțeles, aparține lui R. Acesta este rezultatul la exercițiul numărul 3. 4. Calculați probabilitatea ca alegând la întâmplare un număr din mulțimea A mare, adică cu elementele radical din 1, radical din 2, radical din 3, radical din 9, radical din 100, deci puncte, radical din 99, radical din 100, acesta să fie un număr rațional. Bun. Mai întâi de toate să scriem mulțimea A mare într-o altă
formă, și adică radical din 1, radical din 2, radical din 3, puncte, 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 virgulă, radical din 98, radical din 99 și, bineînțeles, radical din 100. Apoi, vom lua un aspect în calcul și anume, radical din 1 este egal cu 1, radical din 2 este 2, nu este, radical din 3 nu este, nu pune, radical din 4 este egal cu 2, radical din 9 este egal cu 3, radical din 16 este egal cu 4, radical din 25 este egal cu 5, radical din 36 este egal cu 6, radical din 49 este egal cu 7, radical din 64 este egal cu 8, radical din 81 este egal cu 9 și radical din 100 este egal cu 10. Deci avem 10 numere. Aici voi atașa și o formulă, și anume, probabilitatea evenimentului A, adică formula probabilității, că de fapt asta mi se cere, este egal cu numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibil. Hai să vedem numărul cazurilor favorabile. Deci numărul cazurilor favorabile este egal cu 10. Am găsit 10 elemente care ne dau în această mulțime. Iar numărul cazurilor posibile este egal cu 100, deoarece mulțimea A are 100 de elemente, și pornind de la 1 până la 100 sunt 100 de elemente. De aici se desprinde relația, probabilitatea evenimentului A este egal cu 10 supra 100, adică se simplifică un 0 de la 10 și 1 de la 100, vom avea 1 supra 10, care, bineînțeles, aparține lui 2. Acesta este rezultatul la punctul 4. Punctul 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate 1 și 3, B de coordonate 2 și minus 5 și C de coordonate 6 și 1. Determinați ecuația medianei din vârful A al triunghiului ABC. Aici vom explicita câteva formule și atunci vom începe cu mediana. Sau se mai zice în mijlocul segmentului AB. Care este de forma M mare AB este egal cu X de A plus X de B supra 2 Y de A plus Y de B supra 2. Apoi, ecuația dreptei, deci ecuația dreptei, este de forma de două puncte. Y minus Y de 0 este egal cu M, adică reprezintă panta pe lângă X minus X de 0. Panta
AB se notează cu M mic AB, care este egal cu Y de B minus Y de A supra X de B minus X de A. Deci, am scris cele trei formule pe care le vom folosi în rezolvarea acestui exercițiu. Să începem cu mediana. Mediana AB, să vedem, hai să luăm, dacă zice că mediana din vârful A, atunci vom avea pe B și C. Deci BC este egal cu 2 plus 6 supra 2 și, bineînțeles, minus 5 plus 1 supra 2 este egal mai departe cu 6 plus 2 face 8, 8 supra 2 și minus 4 pe 2, care este egal cu 4 și minus 2. Deci, mediana segmentului BC este de coordonate 4 și minus 2. Am aflat mediana. Acum să aflăm panta AM. Deci cunoaștem mediana, înseamnă că panta AM este de forma M de AM este egal cu Y de M minus Y de A supra X de M minus X de A. Este egal mai departe, în defracție, minus 2 minus 3 supra 4 minus 1 este egal cu minus 5 supra 3. Deci, panta la noi, M mic de AM este egal cu minus 5 supra 3. Avem panta, acum putem calcula ecuația dreptei. Dreapta de forma, atenție, mi se cere x de 0 și y de 0. În acest caz, trebuie să stabilim cine este x de 0 și cine este y de 0. Aici voi trece A, este de coordonate 1 și 3. Deci rezultă că x de 0 este 1 și y de 0 este 3. De aici ecuația dreptei va avea următoarea formă. De două puncte. Y minus 3 este egal cu minus 5 supra 3 pe lângă x minus 1. Vom înmulți cu 3, adică trecem pe 3 în față, adică 3 pe lângă y minus 3. Da? Este egal cu minus 5 supra x minus 1. Echivalent cu 3y minus 9 este egal cu minus 5x plus 5. Echivalent cu minus 5x minus 3y plus 5 plus 9.
egal cu 0. Minus 5x minus 3y este egal cu plus 14 este egal cu 0. Înmulțim cu minus 1 și aici va rezulta 5x plus 3y minus 14 este egal cu 0. Acesta este rezultatul la punctul 5. Și ultimul, exercițiul numărul 6, calculat lungimea razei cercului circumscris unui triunghi ABC în care A este egal cu tipe 6 și BC este egal cu 6. Hai să scriem și formula. BC supra sin de A este egal cu 2F. Adică putem să aflăm raza în această situație. Și anume, BC este egal cu 6, sin de A este egal cu pi pe 6, care, dacă ne-am gândit cum să și rezolvăm, ar fi un sin de 30 de grade. Deci voi scrie, de aici rezultă că sin de A este egal cu 30 de grade. Iar sin de 30 de grade este egal cu 1 supra 2. Având toate aceste elemente, putem să calculăm raza cercului circumscris unui triunghi ABC. Adică BC supra sin de 30 de grade este egal cu 2R, echivalent cu linii de tracție, BC este 6, sin de 30 este 1 pe 2, este egal cu 2R. Vom face prima cu a doua răsturnată, adică 6 supra 1 ori 2 supra 1 este egal cu 2R. Echivalent cu 12 este egal cu 2R. Se împarte la 2. Raza este egal cu 12 supra 2. Deci în consecință și în concluzie, raza cercului circumscris unui triunghi este egal cu 6. Acesta este rezultatul la punctul 6. Partea a doua va fi subiectul 2 roman. Așadar, vom asista și la subiectul 2 roman. Rămânem tot pe varianta de BAS 2020-1 de la paralela 45. Pe curând!